În prima jumătate a anului, statul a cotizat cu 260 de milioane de euro doar pentru vacanțele bugetarilor, studenților și pensionarilor. Conform datelor furnizate de site-ul Recorder, o mare parte din această sumă a acoperit voucherele de vacanță oferite tuturor angajaților din sistemul public. În perioada ianuarie-iunie s-au acordat vouchere în valoare de 125 de milioane de euro doar pentru vacanțele bugetarilor. La această sumă se adaugă și angajații Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale. Aceștia din urmă au primit dreptul de a-și deconta concediile în limita 1450 de lei adică un total de 63 de milioane de euro pentru cei peste 200 de mii de angajați din cele două ministere. Pe lângă cele 125 de milioane de euro, statul a mai virat încă 2,7 milioane de euro pentru servicii hoteliere aferente unor cursuri de formare profesională. Alte 74 de milioane de euro au fost decontate sub formă de bilete de tratament acordate pensionarilor, iar aproape 500 de mii de euro au fost alocați pentru tabere studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului. În timp ce statul pompează bani în vouchere de vacanță sau majorări de salarii și pensii, în ultimele luni s-a contractat tot mai mult nevoia evidentă a unei rectificări bugetare. Într-o postare recentă, Gelu Diaconu, fost șef al ANAF, a criticat în termen dure actuala conducerea fiscului și a Ministerului de Finanțe. Vă spuneam acum câteva zile că încasările din iulie sunt conjuncturale și că cel mult vor mai scoate cămașa și în august, pentru că, în realitate, economia românească e bolnavă și nu s-a dezvoltat sănătos. Vă anunț că am greșit. Încasările din august sunt cu un miliard de lei sub program. Tripleta ucigașă Vulkov Teodorovit Mișa, care distrug economia și ANAF sunt muți. Una trecută mai aveau puțin să-l cheme pe Florin. Salam, să vă spună despre încasările istorice. Azi, urechiștii se întreabă unii pe alții ce se întâmplă, iar vouă vă ascund adevărul. A scris gelul diaconul pe contul său de socializare. Între timp, bugetarii care s-au bucurat anul acesta de vacanțe din partea statului au primit o veste bună. Cel puțin pentru următorii doi ani, guvernul Dăncilă i-a asigurat că vor primi în continuare vouchere de vacanță.